Ei. Polițiștii deplasați la fața locului au constatat faptul că impactul s-a produs între două autoturisme, conduse de un bărbat de 37 și unul de 81 de ani. Aceștia circulau din sensuri opuse. Șoferul de 81 de ani a rămas încarcerat și a fost nevoie de intervenția pompierilor pentru a-l scoate din mașina făcută zob. Victima a suferit un traumatism craniocerebral și a fost transportată de urgență la Spitalul Județean Constanța. Cei doi bărbați au fost testați cu aparatul alcool test și a reieșit că amândoi consumaseră alcool înainte de a se urca la volan, rezultatul fiind 0,58 mg pe litru alcool pur în aerul expirat în cazul bărbatului de 37 de ani și 0,23 mg pe litru alcool pur în aerul expirat în cazul bărbatului de 81 de ani. În cauză s-a constituit dosar de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe.